Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001. La ședință absentează domnul Dragoș Andoni, domnul Lucaș Gabriel și domnul Pelecco Lucian. Constatând că în această ședință sunt prezenți 31 de consilieri județeni din totalul de 36 consilieri din funcție, declar ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001, supus spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței anterioare, desfășurat în data de 15 septembrie 2017. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri nu sunt? Unii au votat pentru. Haideți să hotărâți-vă cumva, nu? Dați să le iau vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Cu 20 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât nu o să mai dau citire. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu 7 proiecte de hotărâre transmise dumneavoastră în timp util și dezbătute în comisiile de specialitate, după cum urmează. 1. Completarea comisiei de validare. 2. Validarea mandatului de consilier județean al domnului Lucian Corneliu Agăreanu. Punctul 3. Modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. La punctul 5. Aprobarea proiectului Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamț-Bacău, reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț, Mărgineni, Păurei, Horia, Ion Creangă, Icușești, limită județul Bacău și a cheltuielilor legate de acest proiect. La punctul 6. Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Și la punctul 7, completarea și inventarea bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al județului Neamț, precum și luarea unor măsuri privind acestea. Propun de asemenea ca aceste proiecte să fie analizate după primul punct al ordinii de zi, celelalte proiecte urmând a fi renumerotate. Vă supun la vot propunerea de suplimentare a proiectului ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt, cu 31 de voturi pentru, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt, cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct, secretarul județului dorește să vă facă o precizare. Evident să vă reamintesc că, conformitate cu prevederi legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbateri și în votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței. Nerespectarea acestor prevederi legale, atrăgând nulitatea absolută a hotărârii adoptate. Nu s-a anunțat nimeni. Domnule președinte, vă rog, domnule secretar, ne exprim opțiunea de a nu mi-a schimbat votul la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. La rectificare, da? Da. Iar la fostul proiectul nou, cel puțin de la Roman, solicităm vot pe articole. Unde la? La proiectul nou. Faceți amendare. Nu, m-am spus să știți, dacă nu am rugat. Asta nu știu, dar acum prin renumerotare nu mai știu care. Da, e ok, ok. Bun. Mai este cineva care nu votează nimeni. Și abține nu. Bun. Vă propun să intrăm în ordinea de zi. La punctul 1 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului unui consilier județean. Rog Comisia Juridică să prezinte raportul de aprobare. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține nu sunt. Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată.
La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind completarea comisiei de validare. Rog comisia tehnică să prezinte raportul de aplicare. La acest proiect este necesară desemnarea unui consilier ca membru al comisiei de validare în locul doamnei Elena Monica Anton, a cărei mandat a încetat, în conformitate cu prevederile articolului 31, aliniatul 2, coroborate cu cele ale articolului 90 din legea numărul 215/2001 Administrației Publice Locale Republicate, cu modificările și completările ulterioare pentru validarea mandatelor, membrii comisiei de validare se desemnează prin vot deschis. Invit Partidul Național Liberal să facă propuneri. Nechita Marius Mihai. Fiind vorba de o singură propunere, fiind locul Partidului Național Liberal, vă supun la vot propunerea. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri nu sunt. 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Lucian Corneliu Agăleanu. Rog comisia juridică să prezinte raportul de aduzare. Aviz favorabil. Invit membrii comisiei de validare să procedeze la verificarea legalității alegerii domnului Lucian Corneliu Agăleanu. Și vă propun o pauză de 5 minute. Astăzi, 27 septembrie 2017, Comisia de Validare a dat în Consiliul Județean Neaua prin hotărârea numărul 134/2016, cu modificări și completări, a examinat, în conformitate cu prevederile articolelor 89-90, coroborate cu prevederile articolelor 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată, cu modificări și completări ulterioare, legalitatea alegerii unui consilier județean. Comisia constată că au fost respectate dispoziții legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier județean al domnului Lucian Corneliu Agăleanu. Drept care am încheiat prezentul proces verbal, semnând toți cei 5 membri ai comisiei de validare. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Agăleanu este? Mulțumesc, domnul. Cu mențiunea că persoana supusă votului nu votează, supun la vot validarea mandatului domnului Lucian Corneliu Agăleanu. Cine este pentru? Votul împotrivă. Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, mandatul de consilier județean al domnului Lucian Corneliu Agăleanu a fost validat. Îl invit pe domnul Lucian Corneliu Agăleanu să depună jurământul prevăzut de lege. Subsemnatul Lucian Corneliu Agăleanu, consilier în cadrul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederile articolului 90, coroborate cu cele ale articolului 32 și 34, din legea numărul 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă spun numele colegilor din plenul Consiliului Județean, bine ați venit și vă urez mult succes în noua calitate de consilier județean și să faceți ceea ce așteaptă locuitorii județului. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Rog Comisia Juridică să prezinte raportul de analizare. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Cu 31 de voturi pentru hotărâre a fost adoptată. 30 de excuse. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliilor de Administrație ale Unităților de Învățământ Special din Județul Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Întrucât acest proiect presupune vot cu privire la persoane, este necesar să recurgem la vot secret. Vă prezint următoarea procedură de vot prevăzută de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț. Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care este înscris numele persoanei propuse. Intrând în cabină, va fi barat printr-o linie orizontală numele candidatului dacă persoana care votează nu dorește să-l aleagă. Buletinul va rămâne nebarat numele persoanei propuse dacă dorește să-l aleagă. Vă supun la vot această propunere. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri nu sunt. Cu 32 de voturi pentru. Procedura de vot secret a fost aprobată. Vă invit să faceți propuneri pentru a fi înscrise pe buletinele de vot, respectiv câte două persoane pentru fiecare unitate de învățământ special. Bun. Pentru centrul școlar o să vă spun cum le-am gândit și vă vedeți dacă e în regulă și dumneavoastră. Pentru centrul școlar pentru educație inclusivă Alexandru Roșca, PSD ALDE. Pentru centrul școlar educație inclusivă Roman, PSD PNL. Pentru centrul școlar pentru educație inclusivă Târgu Neamț, PSD PNL. Și la centru la liceul tehnologic Ștefan cel Mare, PSD PNL. Și așa o să vă invit să faceți propuneri. Pentru centrul școlar pentru educație inclusivă Roman, inclusiv Alexandru Roșca, Petra Neamț, pardon, din partea PSD, domnul Pușcașu Neculai, și din partea ALDE? Dumitrașcu Gheorghe. Deci la Alexandru Roșca, o propune de doamna Banu Gabriela. La Alexandru Roșca, Banu. Din partea PMP-ului, Mureanu Cristian. Așa. Pentru centrul școlar pentru educație inclusivă Roman. Din partea PSD, domnul Diaconu. Adrian. Din partea PNL, Isciuc Mihaela. Elena. Isciuc. La PNP, doamna Chielu și Elena. Centru școlar pentru educație inclusivă Târgu Neamț. Domnul Mica Vasile din partea PSD. Din partea PNL. Domnul Aciocurnămai Aurel. Mugureanu Cristian din la PMP. Lasă mai propus și la Roșca. Mai doi sunt venit. Aici nu trebuie să fie neapărat în plenul Consiliului Județean. Nu mai ales membre, domnul. Mă dă la anucăieții, domnul. La liceul tehnologic Special Ștefan cel Mare, din partea PSD, Mădălina Ciubotaru, din partea PSD Național Liberal. Domnul Stavarache, Valentin. De la PMP, Elena Cristian. Urmează ca buletinele de vot să fie multiplicate.
Dacă sunteți de acord, mergem mai departe și între timp se fac buletinele de vot. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică, Neamț-Bacău, reabilitare și modernizare, axa de transport, Piatra Neamț, Mărgineni, Păurei, Horea, Ion Creangă, Ipușești, limită județul Bacău și a cheltuielilor legate de acest proiect. Rog comisiile să prezinte rapoartele de realizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere nu sunt. 32 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 7 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare tehnică clădiri din cadrul Spitalului de Semn de Urgență Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt, cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al județului Neamț, precum și luarea unor măsuri privind acestea. Rog comisiile să prezinte la partea de realizare în acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținere nu sunt. Cu 32 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce au făcut domeniul public al județului Neamț. Aici aveți amendament? Nu. Nu? Rog comisiile să prezinte rapoartele de realizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine se pentru? Votul încă o dată proiectul. Nu am fost de. N-aș vrea să. A fost un proiect. Poftim? Doamne. Dacă ar fi dat proiectul, am fost. A, cu spitalul de urgență la Târgu Neu. Nu, nu, nu. Modificare inventarului. Haideți, vă rog, să fim mai atenți. Dacă nu facem cu urmările, ne-am dat mijile din urmă față și nu vreau să spunem. Vă spun la vă proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținere nu sunt. Cu 32 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 10 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Serviciului Public Salvamont Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținere nu sunt. Cu 32 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. Avem un rezumat de vot. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț. Domnul Neculai Pușcașu, domnul Gheorghe Dumitrașcu, doamna Gabriela Banu și domnul Cristian Ungureanu. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roma, domnul Adrian Diaconu, doamna Mihaela Elena Isciuc și doamna Elena Chiernuș. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, domnul Vasile Nica, domnul Aurel Acio Crânoaie și domnul Cristian Ungureanu. Și pentru Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, doamna Mădălina Veronica Ciubotaru, domnul Valentin Constantin Stavarache și doamna Elena Chiernuș. Este în regulă? Bun, de la modificat atunci. La punctul 11 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcție al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare în acest proiect. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținere nu sunt. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată.
La punctul 12 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 76/2017 privind aprobarea participării județului Neamț la Târgul Internațional Expo Real 2017 München, 46 octombrie 2017. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul președinte, dacă ne permiteți să avem amendament. Vă rog. Vreau să fac întâi o constatare referitor la acest proiect de hotărâre. Propunem modificarea unei hotărâri 76 din acest an, prin care s-au alocat 86.000 de lei pentru participarea Consiliului Județean la Târgul de la München. Așa. Studiind materialele aferente acelei hotărâri, am constatat că această sumă se compune din două componente. Din componenta aferentă costurilor efective cu participare la CUP și componenta aferentă cheltuielilor de deplasare, cazare, urmă, pentru acel unic reprezentant desemnat atunci de Consiliul Județean. Așa. Făcând un calcul, rezultă că acele cheltuieli de deplasare se cifrează la circa 30.000 de lei. Aferente deplasării unei persoane. Trei persoane. Acum venim cu, cu... Eu am analizat hotărârea veche, numărul 76. Acum, în nou proiect de hotărâre, se solicită participarea unui număr de 3 persoane cu menținerea acelei sume. De asemenea, se specifică faptul că s-au făcut economii la materialele aferente prezenței cu Consiliul Județean Neamț la acest lucru. Nu știm în sumă de ce valoare, nu rezultă din expunerea de motive. Așa. De aceea, propunem un amendament din partea Partidului Mișcarea Populară, în sensul păstrării unui singur reprezentant al Consiliului Județean la Târgul de la München și cu reducerea sumei aferente deplasărilor într-un cuantum realist, mai ales că s-au făcut economii la materialele de publicitate. Am înțeles. Asta e amendamentul dumneavoastră. Exact. Noi am estimat... Vă supunem la vot amendamentul... Dar cum se vă numai un pic și vă dau din nou. Nu mă întrebeți. Pe regiunea de Nord-Est, vă spun care sunt participanții. Suceava, Botoșan, Bacău, Iași, Neamț, Severe. Suceava 4 persoane. Botoșan 3 persoane, Bacău 3 persoane, Iași 3 persoane, Neamț am suplimentat la 3 persoane pentru că ne-am dat seama că o singură persoană acolo nu are cum să facă față la târgu și la ce va fi acolo. Dacă dumneavoastră ați venit cu amendamentul, credeți că județul Neamț se plimbă pe acolo, vă înșelați. Eu o să vă spun la vot amendamentul. Dar înainte să veniți cu amendamentele astea politice și populiste, care pe care credeți dumneavoastră că o să vă ridice în sondaje, vă spun să vă uitați întâi ce fac cei din jurul nostru și dacă noi, o singură persoană, putem fi reprezentați cum trebuie la Târgul de Turism. Cu ce trebuie? La Târgul ăsta de investiții. Expunerea asta ar fi fost eficientă în momentul propunerii inițiale. Spuneți amendamentul. Domnul Gran, haideți amendamentul. Amendamentul sună în felul următor. Propune modificarea articolului 1 în sensul păstrării unui singur reprezentant al Consiliului Județean care să ne reprezinte la Târgul Real Expo de la mine și diminuarea sumei aferente la suma de 68.000 de lei. Am înțeles. Vă supun la vot amendamentul domnului Consiliu Județean. Cine este pentru? Votul împotrivă. Pentru. 18 împotrivă. Abținere. Nu sunt, da? Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Voturi împotriva? Mai sunteți împotriva? Abține. 18 voturi pentru hotărârea a fost adoptată. La punctul 13 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 177 pe 2016 privind aprobarea proiectului conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial Ion Creangă din Dumurești. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri nu sunt. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 14 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre primit de emiterea acordului referitor la realizarea unor lucrări aferente unor imobile proprietate a județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 15 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri nu sunt. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 16 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz nefavorabil. 3 voturi împotrivă, 2 pentru. Comisia Juridică. Aviz nefavorabil. 3 voturi la 3 voturi. 3 la 3. 3 la 3. Am înțeles. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Nu, recităm votul de articole. Faceți amendament. Este amendament. Solicităm vot pe articole. Vă supun la vot amendamentul propus. Cine este pentru? 14 pentru. Votul împotrivă. 18 împotrivă. Deci se votează în loc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 18 pentru. Votul împotrivă. Abține. 14 împotrivă. 14 abține. Cu 18 voturi pentru, hotărârea nu a fost adoptată. La punctul 17 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri orașul Târgu Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Dumneavoastră ați votat la pentru. Hotărâți-vă. Abține. Păi nu, nu merge așa. Ați votat la pentru. La abținere avem un cu abținere. 31 de voturi pentru, cu abținere. Ne abținem în bloc la Tatăl Mișcarea Populară. 32. La punctul 18 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de interes județean, asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate, administrate de județul Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil.
Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abține, nu sunt. 32 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 19 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Neamț pe anul 2017. Rog comisiile să prezinte rapoartele de realizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil și s-a dedicat cu o propunere de amendament, cel puțin la Comisia de Buget, care amendament a fost în egalitate aprobat la Comisia de Buget. Amendament. Îl aveți amendament, o să o supună. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vreți să mai citim amendamentul? Aveți. Bine, vreți să mai citim? Nu? Bun. Atunci vă supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu mi-a scris vot. Nici la amendament. Dumneavoastră nu ați votat. Nu. 13. Deci 13 și unul în valiți. Păi, Cornele, cum ne-a fost votat? 18 voturi pentru amendamentul a fost adoptat. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Haideți că ai un triangă vis-a-vis de remarca domnului ministru. Domnul Stoica, vă dau cuvântul imediat. Stați să vorbim și vă dau cuvântul la diverse. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține, nu sunt. Astăzi abține, nu? Deci, abține, nu ne participă. Înainte să trecem la vorba diverse, dau amendamentul a fost adoptat și proiectul. Domnul Stoica. Proiectul cu Humulești la Botoșan sau la Humulești de Târgu Neamț? Am avut ce era să spun acum, da. Te cunosc de prea mult când se fac de căcat aici. Da. Ce era diverse. Avem două rapoarte, raportul 1, privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea și a gravidelor în risc social. Raportorul Comisia pentru Protecția Copilului. Și mai avem un raport privind formul economic de la Crința Stroj, Polonia. E raportor președintele Consiliului Județean, la fel de la veți în mare. Avem buletinul de vot. Înainte de a trece la vot, dacă dumneavoastră mai aveți ceva, vă rog. La diverse așa. Da. Vă rog. A făcut un proiect de hotărâre în urmă cu 4 luni privind realizarea unei rotonde a personalităților nețene. Există doar câteva probleme tehnice la juridic. Da. Și am rugămintea să facem o adresă la primăria Piatra Neamț, la Consiliul Local, prin care să cerem suprafața de aferentă pentru realizarea acestui rotunde. Bine. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai sunt la diverse lor de cuvânt, nu? Bun. Dacă nu, atunci vă propun să trecem la vot. Nu, 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 nu
Mihai.
Domnul Dionis, ce mai faci? Bine,
întrebări pe Nu este tot bine, suntem obișnuiți cu răspunsul.
Stavarache Valentin Constantin. Thank you.
Doi cu trei.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Ștefan cel Mare, a domnului Valentin Constantin Salarache și a doamnei Mădălina Veronica Ciucătau. Au semnat tot cei ce... Cei cu 16 nu sunt dar în raport spune, zice, având drept criteriu cel mai mare număr de voturi raportat la majoritatea consilierilor prezent. Cel mai mare număr de voturi, nu zice jumătate de voturi. Dar nu zice jumătate de voturi, cel mai mare număr de voturi. Cei prezenți. Deci de la 16 nu mai merge nimic. De la 16 nu mai merge nimic. Deci merge la... Domnul Pușcașu merge la... Domnul Pușcașu la Roșca. Domnul Diaconu și doamna Iciuc. Domnul Diaconu și doamna Iciuc la Roman. Domnul Ciocelălare la Târgu Neamț. Și domnul... Stavarache la... Ștefan cel Mare. La Ștefan cel Mare. Pentru restul, reluăm votul data viitoare. Deci, repetăm lucrurile acestea. Deci, la Consiliul de Administrație Alexandru Roșca, Nicolae Pușcașu, da. Și un loc liber. Exact. La Consiliul de Administrație la Roma, Mihail Elena Isciu și domnul Diacon. La Târgu Neamț, domnul Aurelian Ciocătăr Mare. Și un loc la Liceul Tehnologic Ștefan cel Mare, la Valentin Constantin Salarache. Pentru restul lor. Rămâne în de comisie de validare să se numească să facem, da? Ne faceți... Da. Ne faceți procesul verbal. Da, nu, că ne facem în la face, da? Și se numește de comisie de validare, ca să fie deja. Ne faceți un verbal sus. Supărăm. Thank you.
constată desemnarea ca reprezentantă a Consiliului de Țară în cadrul A. Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Vemui, Pușcașul de Dunăre. B. La Centrul Școlar de Educație Inclusivă Roman, a doamnei Mihaela Irena Isciu și a domnului Adrian Diaconu. Consiliul de Administrație Centrul Școlar de Educație Inclusivă Târgu Neamț, a domnului Aurel Acio Cărlănoaie. Și de Consiliul de Administrație Liceului Tehnologic Ștefan cel Mare, a domnului Valentin Constantin Stavarescu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Dacă nu mai aveți alte chestiuni diverse, bănuiesc că nu mai aveți, închidem ședința.